Pentru patriotismul, eroismul și tăria morală de care au dat dovadă, președintele României decretează. Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler domnului Andrei Ivan Țoc. Domnului Alexandru Leșco. Domnului Tudor Petrov Popa. Ivan Țoc, Leșco, Popa, trei nume care înseamnă dragoste de țară, eroism, dorința de a te sacrifica pentru poporul tău. În fața astfel de oameni, un șef de stat nu are nevoie de niciun fel de justificare pentru acordarea celor mai înalte ordine ale statului român, pentru simplu motiv că justificarea sunt chiar ei. Sunt oameni care, dincolo de dragostea pentru filonul românesc al țărilor, de dragostea pentru poporul român, de dragostea pentru români, au săpat în zile de pace, în patria mamă, file de istorie într-o țară care cândva a fost parte a României. Dar poate cel mai important lucru pe care acești oameni îl semnifică pentru români este faptul că, deși între România și Moldova există o frontieră de stat, sunt lucruri pe care frontierele nu le pot opri. Filonul cultural comun, rădăcina comună, dragostea comună pentru pământul patriei, toate acestea sunt realități pe care cei trei, alături de Ilașcu, le întruchipează pentru români. Vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru țara voastră, pentru țara noastră și vă asigur de tot respectul meu și al românilor. Vă mulțumesc! Domnul președinte, onorată asistență, suntem toți podediți de emoții, dar cred că le depășim. Vreau să aduc mulțumiri poporului român că
credem că asta e și medalia poporului, întregului popor român, nu doar a noastră, nu doar nouă ne aparține. Și vrem să mulțumim că i-am simțit în toți acești ani, am simțit suflarea, am simțit sprijinul, am simțit umărul tuturor românilor. Și încă o dată vă mulțumim pentru onoarea acordată. Haideți, venim să felicităm camarazii noștri. Mi se poate. Unde e Victoria? Ei sunt gemeni. Victoria, vin cu acea. Deci cum asta? Victoria, aduce ceau în domnul. Aveți ceva autograf aici? Da, sunt tablou aici, domnule președinte, semnat de multă lume. Este apelul pe care l-am făcut noi inițial de 27 martie anul acesta cu semnături pentru dumneavoastră privind o strategie pentru Basarabia și să li se confere eroilor noștri cele mai înalte distinții. Semnături unele celebre, unele de... Da, și la foarte mult trebuie să justifici de ce îi decorezi, la ei nu trebuie. Așa. Impresionant așa să vezi oameni care se jertfesc pentru România și noi mai punem sub semnul întrebări, supărăm, nu supărăm pe cineva. Da, da, da. M-am îngrădit. Când vor povesti, va fi mai rău decât ce am citit toți. Da, vă felicităm pentru răspuns. Da, facem, da, e adevărat. Victor. Așa, și pe urmă facem bani. Gata, cred că... Hai că facem. Ia, hai la asta. Hai, repede! Alina, într-o parte. Repede! Repede! Alina, pe unul a zis. Da. Hai.
Hai, ridică. Gata? Hai, ridică. Ridică. Eugenia. Ce ai făcut acolo? Bine. Hai, Ana. Hai. Așa. Daniel. Ține. Așa, băieți, acum. Cine de domnul Șarnă? Pere, pere, nu vă... Gata. Scoate mâna din buzunar. Mâna din buzunar. Mersi. Oleg, și vin la mine. Te rog. Bărgan Ion, Fucuța. Tu fii care ești. Fii urmă. Hai, face cu foarte ușor. Cine a fost? Domn Șalară. Așa. Drumul e lung, dar e... Aveți autobuz? Avem autobuz. Tot ești. Nu e foarte mult. Acolo e plăcută baza aia. E plăcută, e pe malul lacului, e aer curat. Păi și ei sunt tineri, le place apa. Apa și aer curat. Mulțumim, domnule președinte. Stați. Eu vă mulțumesc mult că ați venit. O să vin. Vă așteptăm în seamnă. Alegeți-l. Și pe Moldova. Da, și pe Moldova. Și pe. Da. Liberale deja alegeți. Da, bine, hai, noi ținem președintele, domnul președinte. Da. Hai. Mulțumesc! Opa, nu pentru. Mulțumesc! Așa, hai toți trei. Toți trei, nu? Da. Mulțumesc! Așa, felicitări și să vă trăiască soțul. Și eu vă mulțumesc mult. Mergeți la predeau, da? Mergeți cu el. Vă lăsați. E foarte greu și cu trecerea frontierei, e foarte greu și cu cetățenia, cetățenia cel puțin o să o rezolvăm și până la sfârșitul anului să avem o nouă lege a cetățeniei care să favorizeze moldovenii. Mă zic un lucru pentru Basarabien la universitate, e mare concursul pentru noi. Alegerea Basarabienului este ca înseamnă România pro-Europa și de aceea este prea mal restricționat.